George, felicitări! Mulțumesc! Ai făcut rost un trofeu, portarul lunii iunie. Cum te simți? Mă simt foarte bine, foarte fericit în același timp pentru munca depusă. E un premiu individual, dar cât de mult te ajută echipa? Echipa contează foarte mult la acest campionat și în general. Datorită echipei am ajuns să iau acest trofeu. O duceți bine și în campionat și în cupă. Care e rețeta succesului? Un colectiv unit, seriozitate maximă și punctualitate. Cât de des vă certați și cât de repede vă împăcați? De certat ne certăm foarte rar și de împăcat ne împăcăm imediat. Ce zici? Promovează Columbia Fitness Club? Eu știu și sper că vom promova. Aveți o primă specială, ceva? Avem. Ne poți dezvălui? A spus domn patron că o să ne ia un microbuz dacă vom promova. Bun, acum să trecem la tine. Am înțeles că te lauzi cu o performanță rară. Câte penaltiuri ai apărat într-un meci? 3. Și ai ghicit? Cum ți-ai hipnotizat adversarul? Același adversar a fost sau diferiți? Nu, au fost adversari diferiți și am mers pe instinct. Știi că mai există un domn în fotbal românesc care se laudă cu 4 penalturi apărate. Știi despre cine e vorba? Da, cum să nu știu. Este vorba despre Helmut Ducadam. Și din partea dânsului primești ca premiu o pereche de mănuși Helmut Ducadam 86. Ce zici de treaba asta? Îi mulțumesc și să sperăm că vor fi bune și pentru mâinile mele. Voi apăra și eu 4 sau chiar 5. Poate îl voi întrece. Ești specialist în penalturi? Care e secretul tău la penalturi? Nu pot spune că sunt specialist, doar mă ghidez pe jucător la VAR. Ce portar din fotbalul mare urmărești? Manuel Neuer. Ce-ți place cel mai mult la el? Jocul de picior și nebunia pe care o are. Tu cum ești în câmp, ca să zic așa, cât de mult te ajută jocul de picior? Nu foarte mult, dar în schimb ajută nebunia. Din portarii români, e vreunul care ți-a atras atenția? Da, Niță și Moldovan, foarte mult. Ce echipă din România ții? Cu Farul. Și am înțeles că ai un mesaj la final. Da, forța Columbia, forța promovare.